Guvernul a decis organizarea alegerilor parțiale locale pentru localitățile în care s-a vacantat din diverse motive fotoliul de primar pentru duminică, 11 iunie. Așa cum știți, s-a discutat la Sinaia posibilitatea și prim-ministru a anunțat o dată de 11 iunie pentru alegerile parțiale în toată țara, urmând ca în zilele următoare să dea ordonanța de guvern pentru organizarea acestor alegeri. PSD-ul și-a pregătit la Roman candidat? După cum am anunțat, mâine, sâmbătă, la ora 11, avem conferință de presă prin care vom nominaliza și lansa candidatul PSD-ului pentru Roman. Bun, ce sperați să obțineți să fotoliu de primar? Noi, deși știm că lupta va fi foarte grea, o face tot posibilul să câștigăm aceste alegeri. Personal mi-aș dori, într-adevăr, să fie un câștig în aceste alegeri, pentru că câștigul va fi, zic eu, maxima tuturor romașcanilor și datorită faptului că la acest moment PSD-ul deține conducerea Consiliului Județean, este la guvernare și are majoritate stabilă și în Parlamentul României. Deci, așa cum am afirmat atunci când am venit eu cu propunerea din partea organizației PSD pentru a ni se da postul de viceprimar. La nivelul întregii țări există 32 de localități în care va fi nevoie de organizarea de alegeri parțiale anticipate. Potrivit legii, aceste alegeri trebuie anunțate cu 35 de zile înainte de scrutin. Printre localitățile care au rămas fără primar se numără nu doar Romanul, ci și Craiova, locul fiind lăsat vacantat de actualul ministru al muncii, Olguța Vasilescu. A mai rămas vacant și postul de primar de la Târgu Jiu. Se vor organiza alegeri și la Râșnov, unde primarul a optat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Este liber și postul de primar din orașul Fierbinți, județul Ialomița. La alegerile parțiale, campania electorală durează doar 2 săptămâni. La Roman, în cursa electorală pentru postul de primar, va intra Lucian Micu din partea PNL, Marius Niculae din partea PSD și Radu Samson din partea USR.